Hello guys, Daniela Untu aici, am venit să dăm deschiderea Colegiului Național Spiru Haret! Este mare, mare veselie, copiii sunt foarte entuziasmați din câte am văzut și vreau să mă duc să aflu ce muzică se mai ascultă în zilele astea. Ce clasă ești? A 11. Povestește-mi așa puțin, care-i vibe-ul pe aici? Băi, e super mișto, adică eu sunt și în câteva proiecte, dar îmi plac și profesorii, e tot ce trebuie. În ce activități extrașcolare te-ai băgat tu? Am fost în The Change Up, care a fost un proiect care se ocupa cu voluntariat și da, cam așa. Și ce ai făcut acolo? Organizam proiecte. De exemplu, am făcut un spectacol caritabil prin care am reușit să strângem 2000 de euro pentru copiii de la Marie Curie. Ce tare, foarte tare, bravo! Am reușit să aducem niște stand-up-uri, o trupă de teatru acolo și a fost foarte plăcut. Mai ales că am pornit de la zero, adică a trebuit să vorbim cu sponsori, cu absolut orice, totul. Proiectul First Tech Challenge, avem o echipă de robotică în liceu și am fost 2 ani în echipa de robotică. Ce tare, și ați câștigat vreun premiu? Am câștigat la etapa regională în București premiul Think Award. Am avut un concurs de film, un minut de film, un minut de vii, cu cei de la Cannes, care a constat basically într-un scurtmetraj de un minut în care puteai să zici ce vrei, să faci ce vrei. Și s-a întâmplat să câștig cu o echipă de prieteni. Fac parte din echipa de robotică și am făcut parte 2 ani din The Change Hub. Și anul ăsta în ce ai vrea să te mai implici? Nu știu dacă o să mă implic așa mult în activități extrașcolare, aș vrea să mă ocup mai mult să învăț, nu știu, sunt la Mate Info și aș vrea să mă ocup mai mult de matematică și de informatică pentru viitor. Anul acesta nu, mă concentrez pe învățat și cam atât. Dar în anii precedenți? Am fost implicat în clubul de robotică. Un voluntariat la spital, că sunt la științele naturii și vreau să dau la medicină. La o olimpiadă de română de preferat. Dar ce păr frumos ai! Mulțumesc! Stai aici cu părul tău turcoaz, ce faci? Bine, am venit și o să-mi revăd liceul după atâția ani. Ok, după câți ani? 2, de facultate, da. Ce drăguț! Și ai mai venit însoțită? Da, cu colegii mei îmi fac cu mâna. Ce tare! Și unde ești acum? Sunt în Anglia, la facultate, la film. Oh, nice! Deci o să vedem filme regizate de tine? Sperăm! Uite, am aici o listă cu niște artiști și vreau să-mi spui dacă le dai follow, love sau dislike. Shawn Mendes nu e pe genul meu. Okay. Adică e așa de fete, dar e, uitați-vă că sunt bărgată ca un băiat. Yeah. Shawn Mendes, dislike. Shawn Mendes. Oh, no. Follow. Follow. Dislike. Irina Rimes. Follow. Follow. Dislike. Love. Like. Nu-mi place deloc. Nu. Irina Rimes, tot așa nu e pe genul meu, cu melodii de-astea de dragoste. Post Malone, iubirea mea, i-am toate albumele. Post Malone, follow. Beyonce, follow. Travis Scott, love. Follow. Love. Love, Travis Scott. Îmi place foarte mult Travis Scott. Travis Scott, m-am uitat și la Look Mama, I Can Fly, Astro World, toate. Follow. Love. Beyonce. Follow și love, o respect. Serendisky. Love. Nu știu cine e Serendisky. N-am auzit de. Și Smiley, follow. Și Smiley e ok, își face treaba, dar nu prea mă dă pe mine să facă industria muzicală din România. Nu-mi place. Follow. Nice, nice. Smiley. Din nou, respect și follow. Love. Love, direct. He's like. Și acum vreau să-mi spui, care este piesa ta pe care o asculti pe repeat? Momentan la Now Playing Last de la Lil Skies. Ok, nice. E o melodie micro house, Vlad Arapașu, Basic Moves. Chiar nu știu ce. Ce-ai ascultat ultima dată, e mai ușor? Nu cred. Bun, deci nu este piesa e preferată. Spiru Haret, bineînțeles. Recomand-o și piesă de la Omnia, okay. Îi ador. Sau Eluveitie. Piesa pe care o ascult pe repeat. De liric am visat că schimbă lumea. Nice, bine de liric. Nane, diamante. SPP, dansuri împreunare. De la Nane.
trei lucruri. Ce ați pregătit pentru anul acesta? Ce proiecte speciale? Păi, le-am pregătit club de robotică. De fapt, l-am pregătit. Îl avem de mai mulți ani, dar încercăm să-l perfecționăm. Le-am pregătit club de fotografie, de muzică, de desen. Avem revistă, de fapt, două reviste avem. Revista Vlăstarul, o revistă cu o tradiție extraordinară și multilaureată la nivel național. Și o revistă mai nouă apărută de istorie, Timpul Vlăstarelor. Deci au în ce se implica, revistă în limba franceză, revistă în limba engleză, multe proiecte de voluntariat. Avem The Change Hub, un proiect de voluntariat în cadrul căruia în fiecare an ei concep tot felul de proiecte foarte frumoase. Și noi îi sprijinim în sensul acesta pentru că voluntariatul îi sprijină și pe ei, îi ajută în carieră, dar le dezvoltă și personalitatea. Noi elevi de anul acesta să se integreze în spiritul Colegiului Național Spiru Haret și să încerce să facă o treabă cât mai bună, în așa fel încât anul viitor să fim și mai mândri de numele de Spiru Haret.